La Sibiu lucrurile nu stau așa. Doar 5 străini pe foaie la partida de astăzi. N-au mai avut și să lase afară. Nu i-au avut nici măcar pe cei 6 pe care regulamentul ți-i permite. Recuperează Zeno ofensiv și marchează. 13 puncte, 4 mingi prinse la panou de Martin Gilbert. Zeno, Lalovic din colț, tot el recuperează. Și acum Georgian Păun. Tincu deloc n-a ales bine acțiunea. A avut aruncare de 3, refuzat-o. Preferat să încerce să plece pe lângă Petrișor, care însă nu s-a lăsat depășit. Fault înfluierat acum la intervenția lui Hardy asupra lui Miha Zupan. Doar a doua greșeală personală a lui Hardy. Un singur basketbalist al Sibiu-ului are probleme cu faulturile. Gilbert a acumulat 4 greșeli. Lucic și Țibârnă au câte 3 în tabăra gazdelor. Arătat Pașca, tot el încearcă să intercepteze. A fost atent însă Hardy. Păun, pasă greșită, recuperată mingea până la urmă de Paul. Hardy, Lalovic. Lalovic se duce până în coș, oferă frumos această minge. Capitanul din această seară al Sibiu-ului. Lalovic la 7 puncte marcate. Marković a avut 7 minute magice în prima repriză. Radovan Marković, 4 din 4 de 3 puncte pentru el. Paul a înscris încă o dată. Prima reușită de 2 puncte. Paul are 100% și astăzi la 3, dar n-a apucat să tragă decât o dată. Bârna. Marković, oh, ce fentă! L-a agățat de tavanul sălii pe Paul, apoi l-a executat scurt. 2 puncte în contul orădenilor, care ajung la 90 marcate în 33 de minute. Paul înscrie din nou. Oradea continuă să joace repede. Se pune problema să nu ajungă la 100 de puncte. Au noroc acum gazdele. Zeno, stop de 2 lung, prinde Paul. Lalovic, Păun, aruncare bună a lui Georgian Păun. 2 din 2 din acțiune pentru Georgian Păun. 5 puncte marcate. A fost bună pasa lui Pașca. A ieșit însă, a coborât lent acolo Țibârnă. Sigur, de obicei cel care pasează e de vină. Și aici, dacă îl vedea lent pe Bogdan, trebuia să nu-i paseze. Dar
Cred că a luat decizia, voastră decizia bună, Pașca, încercând asistul. Acum abatere de pași de fluieră la pătrunderea lui Tincu, care n-a găsit culoar, spargă Zeno. Da, e jucător, piruetă clară. Și apoi ați văzut cum a protejat în fața lui Păun. E jucător, Zeno. Vor fi niște dueluri foarte tari între el și Dykes, de exemplu, în opinia mea. Jucători speciali în campionatul nostru. Iese Zeno, aplaudat la scenă deschisă. Zeno are 15 puncte marcate în 14 minute azi. 19 puncte pentru Barnett, 14 Markovic, 13 Mandache, 12 Lucic. La Sibieni, toate felicitările merg spre Vlad Tincu, care este liderul marcatorilor în acest moment. 12 puncte, 10 pentru Hardy, cu urmează 4 jucători cu câte 7 puncte, Gilbert, Paul, Mihailovic și Lalovic. Mâine transmitem Târgu Mureș Steaua. Săptămâna viitoare ne reîntâlnim cu basketul abia miercuri. Avem Laboral versus Valencia, un meci tare din Euroliga, un derby spaniol în Euroliga. Apoi joi Locomotiv Cuban Steaua Roșie și Broze CSKA. Vineri avem 3 meciuri, 2 din Euroliga, CD Vita Fenerbahce și Olympiacos Real, și unul din campionatul intern, Steaua UBT Cluj. Ca în weekend transmitem alte două partide, Craiova-Oradea, ce meci tare va fi sâmbătă, Craiova-Oradea, și Sibiu-Mureș, două partide care se anunță foarte, foarte spectaculoase. Cred că Sibiul îi va aștepta pe cei de la BC Mureș o dorință, o sete de revanșă extrem de aprinsă după ce s-a întâmplat astăzi. Așa cum sunt convins că vor simți mureșenii pe pielea lor și la București contra Stelei. Mureșul vine, iată, și joacă în deplasare împotriva două echipe care au pierdut meciul dinainte la 30 de puncte. Tincu se duce până în coș și mai înscrie odată Vlad Tincu. Petrișor, Pașca, Markovici. 4 români pe teren la Oradea în acest moment. Petrișor, Bârnă, la limita celor 3 secunde, ratează, prinde Păun, ajutat și de Paul. Și acum din nou Tincu.
Colț de 3 puncte ratează, țibârnă pentru Nicolescu. Pătrund de Bobe, continuă cu pașca Marcovici, Marcovici, Iatușa și pasează decisiv o coborâre lui Bogdan Țibârnă. Au scăzut ritmul lor Denii, bine, folosit și mai mulți jucători de rezervă decât în mod normal Cristi Achim, un 5 atipic pentru Oradea pe teren, în acest sfert al patrulea. A recuperat pașca, primește Petrișor, Nicolescu, până pașca Marcovici. Nicolescu a dus până în coș, l-a așteptat pe pașca să apară, s-a fost nehotărât și atunci Nicolescu s-a dus el pe pătrundere. Pașca a venit apoi perfect la urmărire și a scos un fault de la Lalovici. Oradea cu o echipă de români pe teren, așa cum se întâmpla în anii 90, când toate echipele erau formate doar din români, rar și timid au început să apară străinii, apoi din ce în ce mai mulți. La un moment dat a început să crească nivelul campionatului, valoarea echipelor, dar parcă cu aceeași viteză a început să scadă valoarea echipelor naționale și de tineret și de seniori. Acum trebuie să lucrăm, pentru avea naționale puternice, evident, la toate grupele de vârstă și culminând cu echipa mare și în același timp să păstrăm nivelul acesta ridicat al campionatului. Se poate, nu e imposibil, trebuie însă multă muncă din partea antrenorilor, cluburilor și federației. Ultimele două minute ale meciului, orădenii au fost miloși în acest sfert 4, după ce le-au câștigat la diferențe mari pe primele 3, 36-15, 26-17 și 24-18 în acest sfert. Conduce Sibiul 11-8.
Băun s-a apărat bine la Niculescu. A intrat la Sibiu și Banciu, dacă nu greșesc. Da, iată-l sub coș, primește și marchează două puncte. Mai întâi Pop, apoi Niculescu. A bătut bine pe două picioare jucătorul crescut de foști internațional Pogonaru și Vinereanu la Vipo București. Banciu faultat și Sibiul cu patru români pe teren. A intrat și Vrâncean și acum moment rar în Liga Națională, numai români pe teren, jucători și arbitri și antrenori principali. Intercepție a lui Pop, fentă și două puncte reușite de decarul Sergiu Pop. Râncean. Publicul Loredan este în picioare. Coșul lui Pop a fost cel care a schimbat tabela la 100 în dreptul gazdelor. În moment savurat în toate seriile de basket din lume. Niculescu pentru Petrișor, pătrunderea lui Petrișor, minge lăsată de la un metru de inel. Și acum Sibiul nu cred că va mai arunca Tincu, într-adevăr. Acesta este finalul meciului. Oradea a jucat absolut excepțional în această seară. A câștigat fără drept de apel. Cătălin Petrișor, singurul jucător care nu a marcat din lotul Oradean. Sunt și doi sibieni care n-au înscris. Barnett cu 19 puncte și 10 recuperări în double-double. A fost poate cel mai bun jucător de pe teren, dar e greu să remarci altceva decât echipa cu un astfel de succes. Iată, la 38 de puncte diferență. Mâine avem Steaua vs. Târgu Mureș. Rămâneți alături de noi, urmăriți site-ul www.digisport.ro și pagina de Facebook Basket la Digisport pentru a avea informații despre transmisiunile noastre viitoare. Eu sunt Ștefan Leca. Vă mulțumesc că ne-ați ales și astăzi. Vă urez o seară excelentă. În continuare, la revedere!